regăsit, stimați spectatori? suntem la ordinea de zi, ca în fiecare seară. O să începem emisiunea de astă seară cu prezentarea unui nou număr din săptămânalul vertical, numărul 450, număr rotund. Avem multe materiale interesante în acest număr, a apărut ieri pe piață. Nesiguranță, soarta industriei minieră și energetice din Gorj depinde de majoritatea sindicală, CEO pe muchii sindicatelor, un material semnat Aura Stoenescu și care spune multe despre ce se întâmplă acum în Mineric. Multe din acele informații le-am discutat și noi aici la ordinea de zi. Mai aflăm despre, despre faptul că România trebuie să bage bani în învățământ, cel puțin așa spun toate sondajele despre faptul că peste 93% dintre elevii gorjeni vor să facă religie, dar și despre activitatea ronnică a arhiviștilor gorjeni în anul 2014. Practic, verticalul publică în exclusivitate raportul de activitate al acestei instituții. printre materiale putem regăsi serialul despre Constantin Stanciovici Brănișteanu, primul primar al orașului Târgu Jiu și familia sa, lucruri inedite, un material semnat Dan Cizmașu, dar și despre faptul că mitropolitul Olteniei, în al preasfinția sa Irineu, a vizitat săptămâna trecută Gorju și s-a întâlnit cu reprezentanții școlilor din județul Gorj. Un alt material interesant, un artist genial care a marcat universalitatea, Gorjanu care a rămas în istoria lumii. Bineînțeles, v-ați da seama că e vorba de Constantin Brânguș. Așa cum ne-a obișnuit, Ion Elena vine cu un material racordat la tradiții și obiceiuri, de mucenici se numește materialul, despre legendele primăverii. De asemenea, aflăm amănunte despre finanțări pentru crescătorii de animale, renta viageră la, la vizat, multe alte lucruri care uh, sunt uh, biletele de tratament care au sosit deja la Casa de Pensii Gorj, multe alte lucruri le să găsi, puteți găsi în ediția pe print a publicației Vertical. Editorial din această săptămână sunt semnate de subsemnatul despre salvarea religiei ca disciplină și un material, un editorial semnat Aura Stoenescu, Vin alegerile. Uh, îmi permis să citesc tot dintr-un editorial, din editorialul meu apărut, cum spuneam ieri, pentru că, să știți, s-a dus doar o etapă. Am văzut uh, zilele acestea, după apariția uh, ziarului, deci după ce ziarul a plecat spre tipografie, că sunt și alții de acord cu poziția mea, Elevii din România vor continua să facă disciplina religie la școală spre dezamăgirea unor ONG-uri de care nimeni nu a auzit până acum. În toate școlile din România, părinții au fost aduși pentru a depune o cerere pentru ca cei mi să urmeze disciplina religiei, deoarece în spațiu public se lansează niște amenințări cu miros de șantaj în privința plății legale a celor circa 6.000 de profesori. Și cum în România toată lumea fuge de frica DNA sau altor instituții, iar un dosar de urmărire se face atât de ușor, oficialii Ministerului Educației au ales, se pare, varianta cea mai concludentă. 9 din 10 părinți vor ca elevii să facă religie. De fapt, chiar mai mult. Cel puțin din această dispută, artificială și nelegală, deoarece Parlamentul nu a modificat într-un fel sau altul legea educației și chiar și așa schimbările de din învățământ se fac la început de an școlar, religia a ieșit mai întărită ca, ca și disciplină, și părinții au devenit mai conștienți că este o materie din programa elevilor. La procentul de peste 90% opțiuni pentru această disciplină, contestatarii au puține lucruri de făcut, eventual să mai arunce venin prin intermediul unor canale media care îi mai promovează. S-a încercat în aceste zile să, să fie intimidați oamenii școlii, părinții, reprezentanții bisericii, dar a fost totul în zadar. Majoritatea tăcută a acestei țări nu s-a lăsat manipulată încă o dată. Suntem un popor pentru care legea a jucat și se vede că încă mai are un rol important e istorie, e tradiție, bun simț, e lupta împotriva violenței contemporane, sunt toate astea și multe altele care ne îndeamnă să nu abandonăm cuvântul Domnului, fie el catolic sau ortodox. De cele mai multe ori, cei care luptă antisistem nu au o țintă foarte precisă. Faptul că acum se întâmplă ne arată că această disciplină este doar un pretext. Românii au înțeles acest lucru. Religia ca și disciplină școlară a fost salvată, doar că abia acum încep și problemele adevărate. Cu siguranță este nevoie de primenirea conținuturilor și o adaptare la ce se întâmplă în prezent în societate. Părinții au dat un vot pentru ca oamenii de la catedră să răspundă cu seriozitate și cu har la tentațiile care apar în fața școlarului mici și mari. Dacă profesorii au luat de ceva timp locul preoților, mai trebuie ca elementele de conținut ale programului să treacă prin sfera, din sfera teologică în cea morală și succesul va fi garantat. E un editorial, cum spuneam, în acest uh, număr, 450, din vertical, perioada 10-16 martie. Ar fi bine să nu-l ratați, este la chioșcuri. Eu spun că este un uh, sunt foarte multe materiale extrem de interesante. care e bine să le parcurgeți, și foarte multe materiale care nu le găsiți în alte ziare, cele privitoare la învățământ, la cultură, ba chiar și cele privitoare la uh, CO, la minerit. Pentru că vă spun un lucru, nu toate ziarele își permit să spună adevărul în județul Gorș Cel puțin așa se acuză unii pe alții, unii ziariști. De ce să nu-i credem? mergem la știrile zilei, una care am anticipat-o cumva aseară, vă spuneam când citeam rechizitoriu acela despre Tony Greblă, un rechizitoriu care de fapt a fost reluat de acum o lună și ceva, că acele acuzații par puțin serioase chestia cu caprele, chestia cu rochile, chiar și cu mașina care ar fi trebuit închiriată și ar fi costat vreo 56.000 de, de, mii de euro. Și spuneam că n-ar trece de judecători. Astăzi, judecătorii, Surprinzător, poate și pentru mine, pentru că de regulă nu fac surprize de acest gen pentru DNA, judecătorii au spus pas, în sensul că l-au lăsat pe Tony Greblă în libertate. Acum, deci nu au acceptat nici măcar solicitarea, să spunem așa, a DNA-ului de arest la domiciliu. Vreau să vă spun că DNA-ul, pe parcursul unei zile. Astăzi are două înfrângeri majore. Și ar trebui să ne gândim ce se întâmplă cu această instituție care a fost obișnuită în ultimile luni, a fost răsfățată și televiziunilor, și politicii, și președintelui, și, și toate ce, toată, tuturor instituțiilor. Uh, cred că s-a cam obișnuit uh, cu succesul și nu mai vede problemele. Și vă dau câteva exemple. Las puțin deoparte cazul uh, Greblă ca să mă refer la cazul întâmplat astăzi în Parlament. Sub cupola Parlamentului, uh, Laszlo Borbei, un ministru din partea udmr a reușit să-i convingă pe deputați să respingă încă o dată trimiterea sa în judecată. Spun uh, el nu numai că discursul său pe care l-am urmărit în Parlament a fost... Destul de convingător, dar vreau să vă spun că n-au apărut lucruri noi. Ca să redeschizi un dosar, i s-a dat atenție neînceperea urmăririi penale în ianuarie sau februarie anul trecut. Deci, după un an și ceva, reîncălzești această ciorbă, nici nu e cum să vă spun, e vorba totuși de un 20.000 de euro, ceva de genul ăsta care ar fi beneficiat e pe un an autodenunț, dovezile nu prea stau în picioare, ce deci am înțeles eu de la ministru, asta nu înseamnă că este chiar adevărul, dar a fost poziția sa exprimată în Parlament, a convins parlamentarii care au votat uh, masiv împotriva ridicării imunității, ceea ce înseamnă, cum spuneam, o înfrângere pentru DNA. Uh, mă întorc la cazul Toni Greblă, e și Gorjean de-al nostru, nu de altceva, Uh, și la faptul că uh, decizia de astăzi nu este definitivă, dar uh, judecătorii de la înalta curte uh, n-au luat, uh, deci n-au fost convinși de probele, să spunem așa, aduse de procurori. Stau și mă întreb, și credeți-mă că uh, trebuie să fim. Uh, ca ziariști, trebuie să fim mai atenți decât, să spunem, cei care se uită acum la noi la televizor, să ne întrebăm ce ar trebui să se întâmple în această situație. De ce vă spun acest lucru? Pentru că dacă avem, vă citeam aseară, faptul în care negru pe alb, fostul deputat Mugurel nu spunea, judecătorul cu tare, deci procurorii cu tare, polițiștii cu tare, judecătorul cu tare, mi-au făcut un dosar la Gorj, mi-au dat șapte ani, nu s-a confirmat, în fine, ar fi trebuit luate și măsuri, să zicem, dar nu se ia în cazul de acest gen. Nici el, după ce am spunea că nu se va îndrepta împotriva lor. Ne întoarcem și în cazul Tony Greblă, omul ăsta a fost reținut 24 de ore. A fost senator, a fost în alt judecător sau. Oricum, judecător la Curtea Constituțională, cea mai mare, cea mai înaltă instituție de judecată din România, și a fost terfelit practic 24 de ore, dus cu cătușele în arest pentru 24 de ore, că un procuror sau mai mulți procurori vor să demonstreze ceva. Problema ce? Încă o dată. Deci la ce? Este în acel rechizitoriu referat al DNA, ce naiba este, nu sunt, deci nu constituie, n-am văzut altceva care să ne convingă că acel dosar este unul foarte serios. Și dacă să spunem așa, mai avea în dubii în această, în această lună și ceva de când, teoretic, Tony Greble putea fi arestat după respingerea din partea judecătorilor, îmi dau seama că chiar atât, numai atâta este la dosar, pentru că dacă ar fi fost altceva, judecătorii ar fi luat o altă decizie. Bine, nu e definitiv. Vom vedea în următoarele zile, vom vedea și presiunile DNA-ului și cât de repede se va mișca în alta curte. În mod normal, recursul ar trebui să fie, ne luăm după cazul Elena Udrea, ar trebui să fie măcar la o săptămână jumate, două, dar parcă mă aștept să fie foarte rapid acest recurs. Oare de ce? Dar în fine, vom vedea și rezultatul acesta, dar stau și mă întreb dacă doar aceste lucruri sunt spuse, de ce e nevoie ca Tony Greblă să fie în are și nu poate fi cercetat să se prinde fiecare dată când este solicitat. Faza e că de la începutul februarie și până ieri, nici n-a fost întrebat de sănătate. Deci atenție, că este și asta o mare, o mare problemă. Dacă e atât de urgent cazul, Arde, vinde în capre. De ce nu l-au chemat foarte des? Eventual să-l fi cerut reținerea mai devreme. Deci, la acest moment, înțelegem că dosarul nu e atât de bine, sau, încă o dată spun, pot fi informații clasificate care nu sunt prezentate populației, și de aceea avem această impresie. Am această rezervă pentru că, știți, se vorbește acolo de posibilul comerț. Cu Rusia, cu Turcia, cu niște mafioți, cu. în fine. E posibil să fie ceva acolo, dar faptul că aceste lucruri nu se spun și încearcă să ni se bage două rochi, 50 de capre și mai știu eu ce altceva, un, tele un post telefonic, aplătitele plătit, au decontat telefonul, arată neseriozitate. Dacă tot e transparent, hai să, să spunem lucruri pe nume. Dacă nu avem nimic, atunci. Poate explică cineva ce se ascunde în spatele acestui dosar. Pe de o parte. Pe de alta, vă spuneam, DNA ca instituție sunt două înfrângeri majore într-o singură, într singură zi. Și tare mi-e frică că vor veni și altele, pentru că e de ajuns să se vadă că se poate, că în momentul acela poate unii vor avea curajul să spună mai multe lucruri. Și știți, Elena Udrea din închisoare spune numai vrute și nevrute pe, pe intermediul Facebook-ului, dar să știți că încep, încep să-ți dai seama că au logică lucrurile pe care le spune Elena Udrea. Pe de altă parte, sunt și alte acuzații, dar poate cea mai dură, Uh, și aici dau dreptate instituției DNA-ului, cum am dat dreptate și la alte cazuri. Uh, avem uh, la acest moment, uh, apropo de situația centrală, știți că fosta rafinărie Rafo este făcută bucăți și dusă ca fier vechi în Rusia. Cum s-a făcut și cu alte active, știm sau nu știm de ele, ar fi de văzut cum a dispărut industria metalurgică din România, care a fost dată pe mâna rușilor. Uh, ei au cărat foarte mult fier în Uniunea Sovietică, în cer scuze, fosta Uniune Sovietică de formație, să spunem așa, profesională, uh, în Rusia. Uh, vreau să vă spun că acel export de fier și vă mai spuneam asta, unii spun că s-a făcut cu utilaje utilaje care sunt acum bine mersi și sunt folosite în alte, în alte părți. Iar noi am rămas cu șomajul și datoriile. Ei și-au recuperat banii investiți, ba de câteva ori. În schimb, pe noi, România a fost devalizată. Cred, cred în această teorie a ceea României furate și pentru care nu răspunde nimeni. Că ce răspundem noi la acest moment e doar păștea mici și să, să fie doar români. Aici cred că are dreptate Mogulul de presă Sebastian Ghiță, când spune că îi se pare, sau are dovezi, că uh, acțiunile justiției din România se îndreaptă doar spre oamenii de afaceri din România. Uh, vom mai vorbi cu siguranță des, despre aceste cazuri: că vor rămâne în atenția, în atenția publicului. Deci, uh, lucrurile nu se termine deloc aici. Și vă spuneam, dacă se deschide această cutie a Pandorei, DNA-ul s-ar putea să mai aibă și înfrângeri, mai ales că recunoșteau și încă de asta că nu pot să aibă -au un procentaj de 100% și un procentaj mai mic. Surprinzător ar fi fost, însă este altceva care dă fiori apropo de justiția din România. Eu rămân la părere că justiția încă e politizată în România. Uh, a fost zilele acestea, a apărut și vă prezentam și eu, pe pagina sa de Facebook, președintele a promovat niște imagini de la momentul 2009 când se certa cu Laura Codruța și să facă cu ceva cu dosarul mineriadelor, revoluției, nu știu ce. Și spunea că deocamdată încă e mult până departe. <coughs> Ei bine, acele imagini au fost interpretate de unii ziariști ca un atac la, să zicem, la faptul că Laura Codruța nu și nu-și făcuse datoria. Nu l-am interpretat ca un atac, era o realitate pe undeva că lucrurile așa s-au întâmplat, dar azi au venit niște precizări care spun ce? Că lucrurile sunt, deci în primul rând Traian Băsescu spune Domnule, n-am vrut să o atape cu și da, am vrut să semnalez faptul că eu am cerut și nu știu ce. Pe de altă parte, se lasă să se înțeleagă ceva pe care mie nu mi se pare în, în regulă. Adică, Traian Băsescu lasă să se înțeleagă astăzi un lucru: că de fapt, în 2009, s-ar fi dat neînceperea urmăririi penale în cazul fostului președinte Ion Iliescu pe motiv că n-ar fi dat bine ca Ion Iliescu să fie cercetat, eventual, arestat. Așa spune, așa se citește printre la ce spune Băsescu. Mi se pare o aiureală și nu uitați anul, 2009. Deci eu zic că dacă lui Băsescu îi se punea la dispoziție o asemenea pleașcă, adică posibilitatea de a-l trimite după gratis și pe Ion Iliescu, eu zic că o exploata și am văzut cum funcționa justiția în anii aceia, fără nici cel mai mic, cea mai mică urmă de regret. Știm ce a stase. E adevărat, Ion Iliescu nu mai era un posibil concurent pentru el. Dar, de fapt, Traian Băsescu face altceva la acest moment. Bate șaua să priceapă calul. Adică, ce spune printre alte? Băi, dacă nu în 2009 am insistat, adică ne-am căzut de acord, că nu știu ce, nu spune cine cu cine, dar se subînțelege, ca un fost președinte să nu fie târât, eventual, pe pâncile acuzării și chiar în închisoare, așa cred că ar trebui să procedăm și în continuare. Adică, din multiple dosare despre care se vorbește sau că vor fi instrumentate la adresa lui Traian Băsescu, să nu ducem niciune. Adică să o lăsăm așa și țara va fi, ne va fi recunoscătoare. Eu cred că lui Traian Băsescu nu i se va întâmpla nimic și nu din cauza că a fost, fost președinte, ci dintr-o socoteală foarte simplă. Ia gândiți-vă că în 10 de ani de mandat a numit vreo 3.000 și ceva de judecători, nu mai știu câți procurori și altceva. Și asta poate fi un motiv. De alt, deci, plus că instituțiile sunt conduse de oameni care au legătură cu fostul președinte. Și numai asta și ar fi suficient. Mai cred însă că la, să zicem, apărarea internațională de care a beneficiat în 2012, când o țară întreagă, deci niciodată România, n-a atins un asemenea nivel de ostilitate la adresa unui oficial politic. Deci, deci dacă la momentul acela Traian Băsescu a reușit să supraviețuiască și, atenție, cu sprijin, cu protecție, cu influență uriașă din exterior, cu siguranță că nu se va pune problema ca el să pățească ceva în România. E o părere dacă vreți și de istoric, în sensul că cam așa se spie istoria la acest nivel. Bine, dacă ne uităm la anumite canale de televiziune, ai zice că doar astăzi nu-i mâine și o să-l vedem pe Traian Băsescu la parchet. A, cu siguranță, posibil să fie. Ea, de fapt, era un obișnuit al parchetului al, și înainte de a deveni președinte. Asta nu va face decât să-i crească cota, destul de la limită de avarie la acest, la acest moment. Și cred că și Traian Băsescu știe acest lucru, de aceea nici nu face pasul de retragere, pentru că în momentul când se va retrage din politică, va fi în pericol. Eu cred că va rămâne activ și pe fondul în care coaliția guvernamentală nu se rupe, iar PNL-ul, și o să mai vorbim în seara aceasta, dă rateuri din ce în ce mai mari, nu se de, de rateuri, inclusiv în dobărârea actualei majorități, s-ar putea ca opoziția făcută de PMP, în care Traian Băsescu joacă un rol important, s-ar putea să devină un lider al opoziției destul de important. Acum depinde dacă Băsescu, o, o voce care să se audă în continuare, nu supără, să zicem, pe zona de dreapta sau ceva și aceea să fie o problemă și pentru fostul președinte. Dar știți cum este? Noi vom fi aici, la această măsuță, vom prezenta lucrurile așa cum sunt și dacă o fi să se întâmple, până la urmă, știți cum e, mai există și o justiție divină, mai există și dreptate pe această planetă, iar dacă președintele, fostul președinte, a greșit, el poate să plătească ca un cetățean, nu mai are imunitatea de care s-a prevalat 10 ani. Dar că vorbim de, de evenimentele importante ale, ale zilei, trebuie să, trebuie să spun că la nivelul la nivelul știrilor, un rol foarte important îl joacă, deci după o perioadă, îl joacă după o perioadă din nou, din nou politică. Și unul din cazurile așa, cum să vă zic, care pare să atragă atenția, cel puțin Dintr-o anumită parte a spectrului politic, se referă la. Uh, S-a vorbit anul trecut de o firmă, uh, să spunem așa, o companie, nu știu dacă Forța Rosa sau ceva de acest gen, nu găsesc la acest moment. Care ar intenționa să facă o echipă de Formula 1 pentru care să reprezinte România. Și, bine, știe toată lumea faptul că actualul premier, Victor Ponta, este un împătimit al mașinilor. Și anul trecut, în momentul când se făcea, când s-a depus și dosarul la FIA, Federația Internațională de Automobilism, pentru eventuala licențiere a unei curse de la o echipe de la noi și în viitor, din câte se vorbește chiar în unui circuit în România, normal că când depui la un asemenea nivel sau la asemenea învergură, se cere și sprijinul statului. Și la fotbal, când au venit, știți că în 2020 noi vom găzdui meciuri din campionatul european. Și pentru acest lucru, pentru că nu avem o bază cum trebuie, statul român a trebuit să garanteze, deci guvernul, că până în 2020 vom avea și stadioane, vreo patru doar la București, bine puse la punct, vom avea și metro până la aeroportul Otopeni și multe altele. Bun, așa s-a întâmplat și de data aceasta, în sensul că în dosarul acela care s-a propus, bineînțeles vreau să vă spun că proiectul a căzut, deci nu mai intră în discuții de ce vorbim acum, că vezi, doamne, premierul a angajat statul român în ăsta, bla, bla, bla. În sensul că nu mai are nicio relevanță. Dar vreau să spun altceva. Guvernul a spus, printre altele, că sprijină posibilitatea participării a unei echipe din România, deci o echipă cu acționari români și capital românesc. Nu spune că firma este românească, pentru că, din câte am înțeles, e de prin alte părți și că sprijin o asemenea idee. Nu concret, adică o sprijin. Dacă va fi nevoie, o să găsim o soluție. Între timp, ideea a căzut. Și noi facem un întreg scandal în România pe asemenea problemă. Că vezi, doamne, un ziar electronic, a fost și pe prind, dar nu l-a mai citit nimeni, care aparține, atenție, și aici e interesant, unui deținut de vreo lună jumate, două, Adrian Sârbu este numele lui, a făcut marea dezvăluire. Cinstit, nu văd unei marea dezvăluire. Nu s-au cheltuit bani publici. A, un sprijin că, vezi, Doamne, o să sprijinim dacă, în caz că va fi cazul. V-a spus, nu a fost cazul, s-a renunțat la idee. Deci, mie mi se pare un subiect care nu ține. Și pe acest subiect, chiar în Parlament, am avut uh, uh, o intervenție din partea Partidului Național Liberal. De fapt, ce vreau să spun? La acest moment, temele politice sunt câteva majore și câteva minore. Atacurile pe care le dă la acest moment opoziția din Parlament nu sunt credibile. Deci ele trebuie să fie concentrate. Sunt destule situații în România. Chiar, uitați-vă, pe situația din ce o se poate face o moțiune de cenzură, chiar, sau, în orice caz, situația se poate analiza altfel, în schimb noi facem, luăm atitudine, vrem comisie de anchetă în Parlament pentru că ar fi semnat premierul un acord, care, vă spuneam, nu are un măr practice. Am mai vrut să facem comisie în Parlament pentru ce? Că cum s-a cheltuit fondul ăsta special al guvernului în 2013. PNL-ul a făcut gălăgie și PNL-ul era la guvernare în momentul acela, de râsucurcilor. Și tot așa. Deci sunt lucruri neserioase. Deci așteptăm și de la putere și de la opoziție mai ales pentru că, să spunem așa, cei din opoziție doresc să vină la putere să ne luăm de lucruri serioase. Sunt atâtea lucruri de numerg în România care pot fi sancționate, discutate, poate rezolvate și noi ne luăm de. Știți cum e. Țara arde și baba se piaptă. Ceva de acest gen este la acest moment în Parlamentul României și rezultatele se văd. În sensul că Asta a fost o moțiune simplă pe fonduri europene. Fonduri sunt probleme. De ce? În primul rând sunt niște anchete că se pare că s-au cheltuit cu mare larghețe în ultimii ani fondurile europene. Pe de altă parte, se pare că ne ajungem la procentul care ni l-am propus. Dar credeți că la moțiunea asta s-a vorbit de asta? Nu. Scopul a fost, vezi, Doamne, că uh, nu s-a făcut că trebuie și că trebuie mai mult. În condițiile în care tu, cu 2-3 ani noi, ai lăsat situația mult mai proastă decât este în prezent. Deci, oricum, e îmbunătățită radical. Practic, uh, absorția este dublată. Deci, deocamdată, nu sunt lucruri credibile. Încep să cred că actuala opoziție nu-și dorește, deci a merge într-adevăr pe o strategie mult mai elaborată și nu-și dorește la acest moment venirea la putere, conservându-și atacurile adevărate pe toamnă, iarnă sau la începutul anului viitor. Așa mi se pare. Vom vedea dacă vom fi contraziși de realitate, dar eu cred că dacă lucrurile nu se produc până la Paște și șansele sunt din ce în ce mai mici să se producă, după Paște știți cum e, vine vara, vin concediile și până la toamnă nu mai discutăm prea mult de politică. Pe de altă parte, guvernul are niște puncte pe care încearcă să le respecte, unul dintre ele a fost discutat și astăzi în ședința de guvern, se refera la faptul că teoretic n-ar prea fi fost bani pentru hotărârile judecătorești ale cadrelor didactice și magistraților. Deci primele două tranșe care ar fi trebuit plătite în 2016 se dau acum în luna martie, Da de fapt administrații locale n-au cerut banii respectiv, deci s-a făcut acest apel și se vor plăti în luna martie. Urmează creșteri în sistemul bugetar, mici, e adevărat, și se așteaptă pentru toamnă, mai devreme sau mai târziu, acele uh, reforme pe codul fiscal. De fapt, cred că codul fiscal este vârful icebergului pentru ce se întâmplă la acest moment în politica românească. De ce vă spun acest lucru? E clar, codul fiscal cel nou are măsuri liberale. Uh, e greu deci, guvernul, cred că așteaptă o opoziție mare din partea PNL-ului pe acest cod fiscal, poate să se prevaleze de faptul că nu l-ar putea aproba, că s-au opus liberalii, sau pentru a-i atrage spre o moțiune de cenzură care să fie pierdută de opoziție, care, din nou, e greu să spui, știi, de fapt, eu sunt liberal, dar. Mm, o, ai propus-o tu. Dacă aș fi propus-o eu, era bună. Asta una. Pe de altă parte, încă o dată subliniez, sunt atât de multe lucruri în România care nu merg, care ar fi speculate de opoziție și nu se întâmplă. Deci, eu în continuare, vă spuneam, situația de la Ceo și din energetica românească este un exemplu. Nu merge, suntem blocați inclusiv, uite, pe încasările ANAF-ului. Se poate face o moțiune de cenzură. Ce se întâmplă de nu ca să sunt doar 10%? Poate fi și o comisie de anchetă a Parlamentului. Deci lucruri care dur, lucruri care să le simți. Mă, în momentul, mă interesează pe mine, cetățean simplu, că premierul a semnat să vină Formula 1 în România sau să avem noi o echipă în Formula 1. Deci, cred că politica românească, politicienii români, asta n-au înțeles după. După 16 noiembrie 2014, faptul că trebuie să facem o politică sau să facă politicienii o politică pentru oameni, să se simtă. Adică, mă interesează prea puțin ce vrea X și Y, deputat sau senator, ci mă interesează ce face pentru mine ca și cetățean. Sunt în continuare situațiile acelea cu asigurările obligatorii și pentru case care nu se fac, deși e lege în vigoare și nu costă nu știu cât, și pentru mașini, tinerii plătesc în continuare foarte mult, multe, multe altele care pot fi speculate. Noi ne legăm de lucruri irelevante pentru masa cetățenilor și ne mirăm că Parlamentul este la o popularitate de doar 18%. Și vă spun un lucru, cu siguranță zilele următoare Parlamentul va fi din nou uh, bușit pe ideea uh, s-a opus justiției, n-a putut justiția să-și facă uh, chestia cu borbei. Eu vreau să vă spun, deși nu se va face mare scandal, pentru că e o problemă. La acest moment și putere și opoziție doresc atragerea UDMR în cele două coaliții ca să poată să schimbe. Deci coaliția la guvernare să-și consolideze, adică să-și păstreze consolidată majoritatea, cei din opoziție să-și facă o nouă majoritate. Și de aici, gurile de tun nu vor fi centrate pe borbe. Mai vorbim, dar ne vom uita dacă e așa sau nu. Pe de altă parte, Parlamentul trebuia la un moment dat să mai spună și nu. Vă spuneam eu, fiecare putere din cele trei mari dintr-un stat democratic au, are dreptul și la opinie proprie. Deci dacă noi, parlamentari, pentru parlament, renunțăm la orice drept de a spune lucruri și să ne luăm după, un, dup o instituție, procurorii de nea, că ei sunt cei mai activi, și nu se confirmă, dai terfelești imaginea. Până la urmă, i-ai terferit-o și lui Greblă, i-ai terferit-o și lui Borbe și toate celelalte. Deci, Parlamentul Trebuie să spună și nu, mai ales când are argumente ca să spun așa. Și vreau să vă spun că parlamentul cred că va mai spune nu și în alte situații, pentru că vor mai fi câteva cazuri care să fie trecute apropo de dosarul Microsoft, dar în același timp vreau să vă spun că eu nu mai înțeleg nimic într-o anumită situație avem Microsoft-ul de la octombrie, noiembrie, da? Suntem în martie, nu? Deci sunt vreo șase luni. Și am avem, și în continuare avem oameni arestați pe aceste dosare, dar nu se întâmplă nimic. Deci, m-aș fi așteptat ca în șase luni acest dosar, sau măcar disjungerile lui, să mai adesu și celelalte care ori mai fi, să le vedem în instanță oamenii trimiși în judecată, judecați, bine, nu se întâmplă, că justiția din România durează procesul, dar oricum să fim într-un alt stadiu, mai ales că ai făcut arestări, rețineri, că sunt neapărat necesare. Nu se văd. Nu se văd. Când vom vedea, și mai ales când vom recupera acei bani de care se tot vorbește, vom discuta altfel. Din nefericire, probabil va mai curge multă apă pe jiu până vom vedea Uh, până vom vedea aceste, aceste situații. Uh, spuneam de evenimente, vă promit de câteva seri că abordăm câteva din subiectele majore care, iată, au fost redeschise cumva în aceste zile, dar tot vorbim de ele de câțiva ani fără uh, să ajungem, să spunem, la, la niște concluzii. Cu siguranță nici noi nu ajungem la concluzii și nu în această seară când mai avem doar câteva minute, dar unul din cazuri cred că ar trebui să-l privim cu mai mare atenție, mai ales că, iată, face pui în Europa. Grecii, care se află într-o situație disperată din punct de vedere economic, cu portărei Uniunii, Comisiei Europene la porțile Atenei, grecia au început să ceară acum, bine, o fac de, câte, de ceva timp, nu chiar de acum, dar acum din nou cu și mai multă uh, virulență, au început să ceară uh, faptul ca Germania, să-și plătească despăgubirile de război din al doilea război mondial pentru că, efectiv, au distrus foarte multe lucruri acolo. Bineînțeles, Germania nu recunoaște acea datorie. Dar vreau să vă spun că poate grecilor le-a venit ideea de la noi. Prin 2010, cred că era, un cercetător prin arhivele germane, atenție, dar și elvețiene, Radu Golban se numește el, fost profesor universitar asociat la Universitatea de Vestimișoara, între timp, dat afară că, vezi, Doamne, s-a supărat. Nu știu, ambasadorul Germaniei, consulul Germaniei, oricum, cineva de la germani, uh, Radu Golbana a găsit dovezi în arhive străine, atenție, asupra unei datorii istorice destul de mari, din anii de dinainte de al Doilea Război Mondial, pe care le-ar avea Germania, datorie care o avea Germania către România. Uh, Vreau să vă spun că nu e vorba de timpul războiului, și acolo ar fi o problemă, în sensul că statul condus de Antonescu a ținut mașina de război germană cu produse foarte multe care n-au fost achitate. Eram și țară ocupată sau coparticipantă la război până la 20 august 1944, e de discutat. Germania invocă acolo tratatul din 1947 care spune că se renunță la orice datorii. În fine, făcute după 1 septembrie 1939, deci data când începe oficial al doilea război mondial. Bun, datoriile de care vorbește Radu Golban sunt cele de dinainte, deci în 1939 din primăvară până în toamnă, România a dat Germaniei foarte multe produse de mai mult de diverse naturi care costau o sumă foarte mare. Deci o sumă care ar depăși, deci să zic, depășea la vremea aceea un miliard de dolari, să spunem așa, sau ce era în momentul acela ca monedă. Bun, dacă ar fi să trecem ca dobânzi, ca toate celelalte, Datoria a fost calculată de Radu Golban uneva la vreo 19 sau poate chiar mai mult miliarde de euro o datorie consistentă care dacă să zicem România ar primi acești bani ar face un pas fantastic înainte. Bineînțeles, Germania nu recunoaște acest, această datorie. Banca Națională a cam dat în bâlbâiel încă din 2010. S-a întâlnit și cu Golban, au încercat să-l convingă că nu e adevărat, că nu sunt acte, că cofii copății. Însă, vreau să vă spun că Adrian Vasiliu, consilierul guvernatorului Mugării Sărescu, spunea atunci, la un moment dat, declarație pe care am văzut-o chiar eu la televizor în vremea aceea, că ar fi ceva în jur de un miliard de euro care am putea să emitem, cumva, pretenții către Germania. Bineînțeles, s-a trecut peste acea datorie, probabil nici nu s-a pus problema vreodată serios a unei asemenea datorii, dar ar că trebui să ne gândim dacă România își permite să renunțe la sume atât de mari. De fapt, tot vorbim de România furată, tot anchetăm privatizările, de toate tipurile, bine doar unele că nu putem pe toate sau nu vrem pe toate, dar... Poate ar fi de discutat și faptul că, nu numai că România la momentul 1989-1990 a rămas cu o rezervă de circa 3 miliarde de dolari în, în momentul acela în, în România, ca rezervă valutară da, și a care a dispărut, dar noi aveam la acel moment de încasat de la terți, de la Libia până la Irak, și alte țări din Africa și sume care depășeau dacă cifrele pe care le-am văzut eu sunt cele corecte sau așa era estimarea atunci, vreo 12 miliarde sau 12 miliarde de dolari la vremea respectivă. Ce am făcut noi cu acești bani? Nimic, nu i-am recuperat. Cum am renunțat? Haideți să zicem în zona cu Irakul, de exemplu, am renunțat la vreo 2 miliarde și ceva ca să luăm un misil de câteva sute. Cum am renunțat în zona cu Libia și acea creanță a fost preluată de o firmă de alutender, cred, sau aludinu Patriciu. Și tot așa, diverse alte situații de acest gen, România a fost păgubită de sume imense. De ce vreau să vă spun? De data aceasta, Cred că ar trebui să, și procurorii DNA să facă acest lucru, sau parchetul general să să facă o uh, anchetă, să vedem cât, câte din aceste datorii uh, s-au renunțat pe ele de bune. Știți că făcea Traian Băsescu. În vremea lui s-au întâmplat cele mai multe renunțări. Deci, atenție! Libia, Iran și toate celelalte, Irak, pardon făcea gălăgie și sugera că are restructurarea datoriei Rompetrol, știți că era o datorie de vreo 6 milioane de euro, dar de fapt s-a plătit vreo 200, în fine, ceva de acest gen, e o nebuloasă acolo, s-a strecurat cumva că guvernul ar fi făcut niște afaceri necurate. N-am văzut o anchetă ca să ne lămurim cum stăm cu acest lucru, dar atenție, Aici e vorba de câteva sute de milioane de euro. Ce facem cu miliardele celelalte? Ar trebui să, stă, să vedem unde s-au dus, cum s-au dus, cum s-a renunțat la ele, de unde a fost mandatul, că n-au trecut nici prin Parlament și să încercăm, acolo unde se mai poate, să recuperăm acești bani. Pentru că acești bani nu sunt și n-au fost ale. Clasei politice, ale liderilor pe care am avut la un anumit moment. Nu! Aceste datorii au fost și sunt, știți cum spune Ștefan cel Mare, a urmașilor, urmașilor noștri. Deci, cred că la un moment dat, cineva va răspunde și pentru aceste lucruri, cum am renunțat la aceste sume foarte, foarte mari. Și să știți, și o să vorbim în alte seri, problema tezaurului dus de noi la Moscova, de bună voie, dar asta e altă treabă, uh, cred că nu e tranșată și mă mir de ce clasa politică românească nu vrea să facă pași în această direcție. Și aici nu mai e vorba că vezi Iliescu, că vezi Constantinescu, că vezi Băsescu. Toți au făcut același lucru. Și Bun, dacă tot n-am pus în discuție această problemă dificilă pe relația noastră cu Rusia, relații bune cu Rusia, tot n-avem. Poate n-avem nevoie, sau poate așa e ordinul, de în altă parte. Bun, să vorbim de tezaur și tot ne promit și televiziune centrale, un serial sau a fost un serial, despre fundația Gojdu, care trebuia să revină statului român și am dat-o pe Temirce, către statul maghiar. Sunt lucruri care dor, lucruri care ar trebui anchetate și eventual rezolvate într-un fel sau altul, pentru că nu e în regulă, iar românii, deci noi ne zbatem într-o sărăcie lucie, nu avem bani de investiții, nu avem bani de salarii, nu avem bani de pensii, în schimb, alții au făcut averi foarte mari și râde noi, pentru că, atenție, noi anchetăm deocamdată doar Microsoft-ul și Adesu. Celelalte mari unul de după 90 nu le anchetează nimeni. Când vom avea, să spunem, mai multe amănunte pe această direcție, ar fi interesant. Bun, suntem pe final de emisiune. Nu putem să nu remarcăm, mi-am lăsat ultimile două minute, ca să vorbesc de sport. Sunt două rezultate fantastice care s-au întâmplat ieri se pare că gorjenii au fost uh, ocrotiți de șansă uh, ieri în mai multe sporturi. Echipa de basket Energia Târgu a învins francezii de la Le Mans cu 84 la 60 în cel mai important meci din istoria clubului și, atenție, va fi retur în Franța, dar practic e vorba de diferență de, e diferență de 24 de puncte. Da, colegii din, uh, din regie îmi spun că mai e un, uh, un minut emisiune. Dar acest minut nu pot să nu-l dedic victoriei istorice a echipei Pandurii la Dinamo 3 la 1. Uh, suntem calificați în finala Cupei Ligii. Prima finală de Cupa Ligii se va juca, cred că prim-mai se joacă sau ceva de genul acest gen. E un premiu consistent în bani pus în joc și probabil se va juca Pandurii Steaua, adică o reeditare a meciului de la sfârșitul săptămânii. Ce vreau să spun? Toți gorjenii să fie alături de această echipă și la meciul cu Steaua și la celelalte, că începem să avem echipă la Târgu Jiu, așa cum spuneam și într-o altă emisiune. Cu aceste vești bune din domeniul sportului, încheiem emisiunea din această seară. Ne vedem și mâine seară cu ordinea de zi. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!